Acest weekend a avut loc cea de-a 10-a ediție a zilelor Comunei Godeanu, la care au fost prezenți, pe lângă conducerea comunei, și președintele Consiliului Județean Mehedinț, Aladin Georgescu, alături de vicepreședintele Ionică Negru și deputatul Alin Chirilă. Sute de locuitori din Godeanu și invitați din satele din apropiere au participat duminică la evenimentele organizate de zilele comunei în centrul satului. Parada Portului Popular a pus accent pe valorile autentice, iar promovarea lui este o mândrie pentru cei care poartă frumoasele straie. La fel și cântecul popular a însuflețit frumosul sat de la munte. Bună ziua și bine ați venit la zilele Comunei Godeanu! În primul rând vreau să vă mulțumesc tuturor și fiecăruia în parte, pentru că numai împreună am reușit să realizăm această a 10-a ediție a Zilelei Comunei Godeanu. Mulțumesc domnului președinte Aladin Georgescu, totodată vă invit alături de mine. Revin după câțiva ani la această sărbătoare, dar revin cu drag și din ce constat, evident că sunt subiectiv, venim pe drumul din ce în ce mai bune, că sunt convins că toți care ați venit despre SV ați constatat că se lucrează la drumul ăsta și va fi gata la anul. Este o investiție a Consiliului Județean, începută împreună cu colegii mei consilieri județeni în anii trecuți. Și iată că se lucrează intens. A doua veste bună o știți și dumneavoastră. Ați văzut că a început să se lucreze și la drumul de la Moarga către peșteră, către Cireșu. Aici, în sat, sunt proiecte din anii trecuți care trebuie duse la bun sfârșit, finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Îi urez doamnei primar, pentru că știu că are și bunăvoință, și putere de muncă, și cele mai bune intenții să implementeze cât mai multe proiecte pentru această mică comunitate din Godeanu, dar extrem de inimoasă. Succes în activitatea administrativă, succes pe toate planurile, multă sănătate tuturor! Președintele Consiliului Județean Mehedinț, Aladin Georgescu, a onorat invitația doamnei primar al Comunei Godeanu, Sabina Gheorgheci, și împreună cu vicepreședintele Ionică Negru și deputatul Alin Chirilă au fost alături de oameni la sărbătoarea lor. Le-au vorbit acestora despre proiectele pe care Consiliul Județean le are în această perioadă, proiecte care, după ce vor fi finalizate, vor înlesni circulația locuitorilor din Godeanu către Drobeta, Turnu Severin. Țin să vă spun și eu la mulți ani de ziua dumneavoastră, să petreceți frumos și totodată o fac pe doamna primar pentru mandat și o rog frumos și sper să continue proiectele PNDL care le aveți aprobat de guvernul nostru. Și dacă tot este doamna senator aici, o rugăm frumos, așa cum a promis, să dea sprijin pentru tot ce se va întâmpla în această comună. La eveniment a fost prezent și edilul Comunei Balta, Irina Zoican, care s-a arătat extrem de mulțumită de faptul că infrastructura din zonă începe să prindă contur, iar circulația va fi ușurată pentru locuitorii din Balta, Godeanu și Ponoarele. Aceasta nu putea să fie prezentă și să nu îi încânte pe locuitorii Comunei Godeanu cu un spectacol de excepție. Și vreau să mulțumesc în mod deosebit domnului președinte Aladin Georgescu, pentru că a rezolvat o problemă extrem, extrem de importantă pentru noi. Drumul era sub orice critică, nu se putea circula, dar acum, mulțumim din suflet, putem să ajungem mult mai ușor la Balta, la Godeanu, la Ponoare. Pe lângă sărbătorirea zilelor Comunei Godeanu, președintele Consiliului Județean Mehedinț, Aladin Georgescu, le-a dus la cunoștință oamenilor despre proiectul de reabilitare și modernizare a drumului județean 670, intersecția cu drumul național 67 Bobaița, Bălvănești, Godeanu și Marga, dar și cel de modernizare a drumului județean 607B, Marga și Cireșu, în lungime de 6 km.